Hai să vedeți faza de la Joanem cu ăsta cu duba. Păi îl depăși pe ăsta cu duba, dar adică eram pe un pod așa, de exemplu. Trei benzi pe sens, da? Îl văd pe ăsta cu duba că venea din spate, luai semnalizare pe banda 1 că mi se înfunda banda. O băgai în banda 2. Bă, trecură ei că e un copil în partea stângă și unul mai bătrân la volan. Și trecură ei pe lângă mine, bă, e și copilașul, între timp mă puteam în partea stânga. E și copilașul la jumate pe geam, ce-mi făcea semn că-s nebun la cap, că... Bă, băiatule, ce aveți, bă? Ăștia, uite, ăștia. Aveți apucături de șoferi de tir, ce? Apucături de șoferi de tir o fi, bă? Bă, pe dubă nu ești pe tir, man. Ce-i drept? Puteai semnalizare, știi? Cu nu știu dacă ea apucară o să o vadă. Dar e și vreo jumătate pe geam. Și le jumătate pe geam. Chiar vreau să văd dacă, bă, mai vor ceva. Că e și la jumătate pe geam. Mi-a arătat la cap, zic, bă. Eu în gândul meu zic, bă. Oare sunteți de mult? Ieșiți din peșteră. Eu știu că schimbai bani, dar mai ochiți vă și voi. Adică când s-a pus semnalizarea, de obicei în Anglia, dacă ești șofer isteț, ori schimb banda, ori frânezi. Niciodată nu continui să accelerezi, da? Niciodată. Pentru că nărodul ăla, dacă pune semnalizarea, vrea să schimbe banda, da? Eu îl văzui așa estimativ în oglindă și zic, bă, am loc. Acum nu știu dacă el veni prea tare din spate și putea să muște din remorcă. Dar ce-i drept cu remorca, nu-l luam. Cred că probabil călcă frâna. Și ce zici? Ce-o fi zis ăsta din dreapta de la volan? L-o ăsta la copil ce zice? Băi, uite și prostul ăsta, am luat fața. Ești, și ăsta mai din stânga, mai știi? Ma, bă, că nu știi cât știe și el pe fereastră. Of, Doamne, te vinclez cu dragi oameni buni. Mă gândeam acum cum să fac Uber Eats cu tirul. La aia mă gândeam. La aia mă gândeam, vă spun drept. Cum să fac cupăriți cu tirul, dragi oameni buni? Ce înseamnă aia? Mersi de făcut o livrare pe aici, prin zona nu departe. Și te dui drumul la aplicație. Nu vă vine să credeți, una la mână, ce scoruri, doi la mână, ca una după alta, cum îi dădeam cancel, cum venea alta. 7 ire pe bucată. 4-5 mile, așa. Ța. Mă opresc acum, ați ajuns să iau o remorcă încărcată cu gunoi. Chiar mă gândeam cum, e să faci, cum ar fi să faci Uber Eats cu capul tractor. Să te duci la McDonald's cu capul tractor. Să te duci la McDonald's cu capul tractor. Să iei și să duci să te vezi acasă, om. Să te duci cu mai cap tractor între casele oameni să faci o livrare. Cea mai mare aroganță ar fi. Sigur ar ajunge vlogul și la firmă. Sigur. Pe motorina firmei. Plătit la oră. Și să bagi și Uber Eats. Mor. Ce lume, bă, băiatule, bă. Și când spun ce lume, sunt într-un nou iard de mezi, n-am fost niciodată. Închipuiți-vă, stăteam pe stradă și căutam pe mapă iardul. S-a oprit unul de la Menzies lângă mine, aproape că, dar nu s-a oprit să mă ajute. Și genul că s-a oprit să mă ia la înjurături, că de ce mă opresc în mijlocul drumului. Avea loc să treacă pe lângă mine, dar ca să vezi lume, nu să se oprească lângă mine, să zică, băi, lasă geamul jos, ce cauți, știi? Mai ales că văzut remorcă de Menzies, văzut cap. Ia să vedem ce ne servește justiția, dragi oameni buni. Ia, să vedem, ia. Stau 15 minute aici la mișto, că văd, ia. Nu-i face ceva bine, mă? Zona asta nu e, pe centru Glasgow. Mi-arată magazine în Scoția, ce tare. Zona aeroportul Glasgow. Slabă mișcare, bă, în zona aia între case, unde eram eu, unde scărcai. Hai să vă spun și cum se numește orașul. Acolo, da, bă. În... Dumbarton. G823PD. Acolo chiar făceam treaba. Aici nu văd să... Lasă așa aplicația. Sunt acela ăștia și trebuie să iau o remorcă cu gunoi.
Știi, problema e în felul următor. Că au nevoie să le las 8-5. Nu le las câte am pe aceea, dar n-am 8. 8 nu plecam. S-ar putea să am. S-ar să iei, glanza la cui. Ține niște ulei de motor. Bă, bă, cu asta fac eu schimbul la mașină de nu mă văd. Mor. Dacă am clichet, înseamnă că am și chinit. Mă rog capul tractor aproape. Știi? Dar stai. Ce pauză, măi, se mese 15 minute. Mai stau 5 minute. Cu capul tractor aproape și să pun într-o rădiță 8-5. Că marfa pe care o iau are 8-15 pe ea, știi? Da, mă duc, nu mai stau după pau după 15 minute. Nu mai stau, mă duc să-l las niște chinci și pe aia se o remorc. Sunt curios dacă vine ceva. Cred că nu vine nimic, slavă mișcarea și pe Glezgu. Da, da, să nu uităm. Să luăm în calcul faptul că sunt orașe. Sunt orașe, dragi oameni buni, în care oamenii chiar fac bani în prostie din munca asta la Uber Eats. Acum, eu știu că toată lumea ar vrea să facă sume exorbitante. N-ați vrea, bă, acum logic vorbind. Cum ai pretenția tu să câștigi cu mașina ta livrând mâncare mai mult decât un șofer de tir? Care conducea ansamble de... Bă, sistemul e de așa natură făcut încât că n-ai cum să ai pretenția să câștigi ca livrator de... Mai sunt anumite zone în care lumea chiar câștigă, da. Dar n-ai tu cum să ai pretenția, bă, să faci cu mașina ta ce vorba aia. Să faci cu mașina ta mai mult decât faci un joc profesionist. Că nu are logică, jobul îți construie și are o logică așa cât de cât. Deci dacă uitam să las picioare la remorcă, că mă întrebam acum, bă, uitai să las picioare sau nu? Nu uitai, bă. Nu uit, bă, ce ai, bă. Nu uit, bă, așa în halul ăla, bă. Voi fi îmbătrânit, bă, dar nici când în halul ăla, bă. Totuși e bine să mă dau jos așa. Că să mă întâmplă. Să mai am câte o noapte din aia. În care Vlăduț îmi face viața cum vrea el, cum vrea trupul lui. Deci îl prinse pe Sacia în garaj, dragi oameni buni. Asta este unul dintre colegii care m-a văzut pe drum. Și ce făcui practic? Deci închipuiți-vă în felul următor, că eu mă parcai cumva pe stradă și pe sens opus, gen. Știi? Ești unul din curte de aici la Menzies. Am făcut fac-off pe geam. Legendarul respect, știi? Ia uite că găsi și vasinea de care aveam nevoie. Curată și faină și proaspătă. Cred că mi-a ajuns asta. Ai idee, știi? Ce zic? A, uite eu ce vaselină găsi aici pe cuplă. Fain, nu? O iau acasă. Ca să vedeți fază și voi. Ăla care ieși din curte de aici de la ei, se oprind dreptul meu. Am făcut niște scene, nu știu dacă am făcut fac-off. Eu știu ce am făcut, habana, că nici nu bag în seama prea tare. Că nu mă afectează. Dar ca să vedeți cum e omul. Cum e omul, ca să vedeți cum e omul. După ce am făcut semnul pe care am făcut, trecut în față. S-a întâlnit cu ăsta. Tovarășul lui, cred că, probabil că da. S-a întâlnit cu ăsta, s-a oprit unul lângă altul, s-a apucat să râdă, cred că, cât de prost sunt eu, că majoritatea relațiilor noastre se creează. Dacă creezi, găsești un prost de care să vă râdeți amândoi, gata, sunteți prieteni. De ce aveți un prost al vostru de care să râdeți? Știi? Și s-a oprit lângă ăsta, ca să vedeți și voi. S-a oprit lângă ăsta, dragi oameni buni. Să râdă de prost. Cine e prostul? Eu! S-a apucat rei să se râdă de prost, adică de mine. Și zic, bă, uite-o, bulangii din doi. Bine, să râd să rei de mine, vorbile ce voi eu acolo, lăsară geamurile jos, în fine. După care, ăsta trecu în coace, trecu pe lângă mine și îmi făcu semne și ăsta că sunt nebun sau că ce cum sunt. Bă, având camion inscripționat de ei și remorcă de-a lor, adică, bă, atâta lucru, de la aceeași firmă, cum ar veni, știi, ne salutăm pe autostradă, ne facem noi, ha-ha-ha, prieteni ălea, familie împreună, toți suntem noi ai noștri, ce ai? Hai că și da. Ce zici, mă? Trecu una pe lângă mine, am făcut că sunt handicapat la cap, că sunt alea. Intră aici în curte, dragi oameni buni. Și după aia intră și el și zic, bă, ia să-l întreb, mă, e frumos așa. Știi? Și zice, bă, man,
Fii atent. E frumos așa? Adică este ușor să arăți pe cineva cu degetul. Vă opreți unul lângă altul, vorbiți prost despre mine, adică cât de prost sunt eu că mă opri în mijlocul drumului. Și aveați loc totuși să treceți. Ce eram? Că nu eram oprit în mijlocul drumului, eram oprit pe partea dreaptă. Și nu prea e normal în Anglia să te oprești pe partea dreaptă. Trebuie să te oprești pe partea stângă cum ar veni, ca să nu curgi drumul. Și zic, băi, ușor, mă, să arăți pe cineva cu degetul. Dar e mai greu să lași geamul jos ca să îl ajuți. Bă, fiind de la aceeași firmă, ca să vedeți și voi cum e lumea. Ca să vedeți cum e lumea. Fiind de la aceeași firmă, având camion de-a lor, știi? Ca să vedeți și voi cum e lumea, dragi oameni buni. Și dacă tot nu făcu rămubăr că nu veni nimic, să dăm și o leacă de context acestui vlog. Adică întâmplarea asta. Să oprim amândoi, să râdă despre mine, adică cât de prost e prostul. Știi? Dar nici măcar unul din ei, doi, nu putu să se oprească, bă, mortule, mordăciuneu. Lasă geamul jos, bă, pe ce cauți? Ce cauți? Ce-i cu tine pe aici? Bă, dezorientat, știi, gen. Eram exact acolo lângă curte, mai dincolo nu văzui curtea. Că nu scrisă, de fapt, e altă firmă. Mergi aici, e trăgătoare, la o firmă, nu știu cum se numește, habar n-am. Și mie îmi scriseră pe acte, pe mesaje, scriseră că să mă duc la Menzies în curte, cum ar veni. Noi facem distribuție, un fel de distribuție de ales pentru firma asta la care suntem înăuntru, gen, știi? Și ca să vezi și voi cam cum e lumea. Să opri el cu tovarășul lui să râdă despre mine, când putea măcar unul din ei să oprească în dreptul meu, bă, ce-i cu tine aici? Ce cauți? Foarte ușor, nu mai trebuia să mai intru eu prin curte pe la oamenii apicolo să mă ajute alții. Concluzia și morala acestui vlog este foarte ușor să arăți pe cineva cu degetul. Dar ce face diferența între noi oamenii este că unii ce fac? Lasă geamul jos. Și te întreabă, ai nevoie de ajutor? Înțelegi? Asta face diferența între noi șoferii. Din cauza sunt eu regele șoferilor, înțelegeți voi? Asta face diferența între noi șoferii. Nu că eu sunt mai mare șofer, tu ești mai mic șofer, tu conduci 7 tone jumate, eu conduc 5 tone. Faptul că suntem oameni înainte de șoferi. Aie, dragi oameni buni, Uber nu făcu rămasă-ți cu tirul. Dacă vă întrebați dacă chiar fac Uber cu tirul, la vreo să uite mulți oameni din cauza faptului că se gândesc oamenii cum ar fi să fac Uber cu tirul companiei, știi? Plus că făcui roșii de o leacă de vaselină, puteam să iau și mai multe de pe cuplaia aia, că era pusă prost. Știi? Probabil o luat de pe ceva remorcă sau habar n-am, că nu era, nu știu, habar n-am. Nu-mi bag capul prea tare. Înțeleseră-ți voi ideea, dragi oameni buni? Ăștia sunt oamenii și cam vlogul ăsta se aplică în foarte multe cazuri. Oamenii te judecă. Și dacă au și un prieten cu care să vorbească despre tine, deja leagă o prietenie. Pe motiv că au același dușma. Așa se face, așa se face cu mine. Îmi întrebați de ce mă urăște pe mine lumea. Foarte mult se împrietenesc între ei din cauza faptului că au, că nu mă suportă pe mine, gen, știi? Singura chestie pe care îi leagă pe mulți, că văd că își dau follow, inclusiv pe TikTok, își dau follow, își dau tag când scrie un ceva ca să râdă alții despre mine, își dau tag, ce bravo, își dau urmărire între ei și singura chestie care le leagă prietenia este faptul că nu mă suportă pe mine. Îți dai seama că sunt chiar cineva? Dacă doi oameni au devenit prieteni doar din simplu fapt că nu suportă persoana ta, înseamnă că ești cineva, dragi oameni. Înțelegeți? Adică dacă chestia asta chiar vă leagă că nu mă suportați pe mine, înseamnă că eu chiar sunt cineva. Mamă! Păi mă face să mă roșesc. Uite, exact aici mă oprisem. Aici, mai în față. Deci, exact aici îți lipsa asta, mi-aduc aminte că nu era remorcă, nu era remorcă. Remorcă lipsă, remorcă lipsă, gen, știi? Aici am pășit pe dreapta. Și aveau loc și să intre. Hai mă, vină cu a. Aveau loc, eu eram plăcat aici, gen, știi? Aveau loc să intre pe partea asta. Dar trecusem de firmă, că firma se numește ceva cu S. Știi? Firma se numește ceva cu S. Și după intra în curte la oamenii ăștia aici, ieși cu spatele pe stradă și-mi zis, răi, bă, vezi că e acolo. Că prima oară mă usei în col și întorsei colo pe aia, pe zi, în scoarul. Uite aici, oamenii ăștia mă învățară, gen. Nu merge treaba cu Uber, nici în Glasgow. Probabil sunt departe de un McDonald's, gen. Lumea stă mai aproape de McDonald's ca să prindă un job, ceva. Deci, dragi oameni buni, în cazul în care v-a plăcut morala acestui videoclip, v-aș vrea să dați și voi un like puternic. Și să învățăm cu toții o chestie. Este foarte ușor să arătăm pe cineva cu degetul. Dar ca să dăm o șansă omului sau măcar să nu arătăm cu degetul, este next level. Adică trebuie să ai un pic mai multă materie cenușie ca să nu arăți pe cineva cu degetul sau dacă nu-ți place să treci peste, pur și simplu. În legătură cu tot hate-ul pe care mi-l iau și toate astea, ăsta a fost un vlog de calitate, chiar dacă a fost un clickbait profesional. În cazul în care v-a plăcut, like,
share, follow pe Instagram. Dacă vreți, bineînțeles. Ne-am dat data viitoare cu cea mai mare pace și cu cel mai mare ok. Aici dreapta fac. Hai, mă. Hai, man, că te fac dreapta și tu. Hai, mă. Hai, mă. Cât de mare e podul ăsta, că nu scrie indicator aici. Băi, voi avea loc pe aceea, bă. Mamă, e grea remorca asta, butură e, să mă bată, mamă. Cărcată cu gunoi. E butură de grea. Nu e indicator aici, mă, să văd cât de mare e podul ăsta. Poți să trebuie pe sub el. Dacă nu e indicator, înseamnă că e mare, mare. Nu e indicator, înseamnă că e mare, mare, mare. Mare cât inima ta. Da. Stimă vouă, dragi oameni buni.